Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Dale Dimineții, aici, la Hunedoara 1 TV. Am primit ordin de la Rosi. Bună dimineața, Rosi. Să mișc la valiera. E bine, Rosi? Bună dimineața! Asta e și a fost și va rămâne și astăzi va fi foarte greu. Trebuie să vorbesc extrem de corect. Pentru că am aici lângă mine, la Dale Dimineții, un om pe care eu îl iubesc foarte, foarte, foarte mult și care e așa cumva sprijinul meu din punctul ăsta de vedere, pentru că de fiecare dată când am o întrebare, știți, nu? Deja de promo de ieri. Există în preajma mea un om care... Mă gândesc la el de fiecare dată cu drag atunci când, oare ce ar zice, oare ce ar zice dacă aș face cu tare lucru sau oare ce ar zice, dezvăluim. Bună dimineața! Bună dimineața, doamna Ioana! Bună dimineața, doamna Petronela! În sfârșit ai reușit să mă aduci la ora 7 dimineața, o oră mult, mult prea... dificilă pentru mine, ca să spun așa, dar am reușit într-un final să ajung și la tine și mă gândeam acum când ai spus că de întrebări, că de cele mai multe ori te gândești să-mi adresezi anumite întrebări, sper că nu urmează nicio întrebare roșie. Toate vor fi roșii. Pentru că nu suntem... Ai grijă ce faci? Tai la montaj? Nu se poate tăia la montaj, dragii mei, pentru că știți că emisiunea Dale Dimineții de cele mai multe ori, cu mici excepții, este în direct. Emisiunile sunt în direct, Dale Dimineții este în direct. Am spus, am aici pe șefa la cuvinte lângă mine. Și oricum, așa adăuga eu, și nici atunci când avem emisiunile înregistrate, nu tăiem nimic la montaj, pentru că așa ne place nouă să realizăm emisiunile exact așa ca și cum ar fi în direct. Așa că... îi dăm drumul astăzi să vedem ce iasă. De foarte multe ori eu fac acele bâlbe, unele intenționat, altele, credeți-mă, că vin chiar fără să... Natural! Natural! Pentru că eu cred, cei care mă cunosc, spectatorii, telespectatorii, și mă refer la spectatori și atunci când urc pe scenă, eu cred în divinitate. Cred foarte mult că Dumnezeu mă inspiră și că atunci când ajung în fața oamenilor live sau prin intermediul camerelor de luat vederi, mă bazez pe inspirația divină care vine, așa? Și de multe ori, după ce trece momentul și ascult sau văd câte o postare pe rețelele de socializare, îmi dau seama că pur și simplu de undeva am primit acea informație, pentru că eu nu o aveam. Undeva în conștient, să spunem așa, cu siguranță o aveai, doar că uneori parcă ești așa mai, cum să zic, încerci să fii liniștită, după care explodezi, nu? Am dreptate. O explozi așa. Nu, de uneori. Tot timpul, nu? Tot timpul. Cine mă cunoaște? Acum sunt un munte de calmitate și în secunda următoare, un vulcan, Vesuviu, zic bine? Etna, unul dintre. Unul dintre. Mai facem și o retrospectivă. Am luat telefonul pentru că vreau să dau un share și vreau să deschid emisiunea, pentru că așa cum ne stă bine aici la Dale Dimineții, dăm citire mesajelor. Uite, deja avem primul telespectator fidel pe care îl salutăm, domnul Enea Vasile. Bună dimineața, bună instructorul dimineața, de la Hațegana, care o să vină probabil în curând aici alături de noi, pentru că... A făcut o figură frumoasă, recent. Am văzut și pe rețelele de socializare, îi felicităm. Până la urmă, tradițiile trebuie promovate, trebuie duse mai departe din generație în generație, oricât de mult unii își doresc să nu se întâmple acest lucru, și nu cred că exagerez când spun asta cu absolut nimic, deși tind să spună unii dintre ei că poate nu există suficient de multe fonduri, poate nu există suficient
suficient de mulți tineri, copii care să își dorească să danseze, să cânte, să, și asta la diferite instrumente, pentru că avem și în județul Hunedoara atât de mulți copii talentați, care unii într-adevăr, poate și din lipsa familiei de bani, poate și din lipsa unui sprijin real, nu reușesc să ajungă mai departe decât își doresc, dar cred că fiecare dintre noi ne putem implica la un moment dat, într-un fel sau altul, pentru a putea să-i sprijinim mai mult pe acești tineri talentați. Venim acum după o perioadă destul de complicată, correct, o perioadă în care s-a discutat doar despre politică. Cum am spus, de fiecare dată politica e în tot și toate, poate ar trebui să mai extragem pe aici pe acolo unele domenii de activitate în care politica să nu mai fie implicată, dar este aproape imposibil, cel puțin în zilele noastre. A fost o perioadă complicată, recunosc, dar o perioadă frumoasă în același timp, pentru că pentru noi ca jurnaliști activitatea intensă este, cred că, cea mai importantă, deși este obositor. Noi nu avem voie să fim obosiți. Mai ales Petronela, pentru că așa cum ați văzut, sunt sigură că nimeni nu a scăpat. Petronela a fost în linia întâi, deci pentru că eu am avut o altă misiune să perioadă. Spunem, în această perioadă, și nu am putut să apar pe micile ecrane. Petronela a fost linia întâi. Acum, mă așteptam la un moment dat, sincer vă spun, spre să sfârșitul, clachezi, nu? Nu să clachezi, spre sfârșitul campaniei electorale, să o văd pe Petronela mult mai obosită decât, și nu mă refer în fața camerelor, acolo niciodată nu o să ne dăm seama dacă e obosită sau nu, pentru că... Cred că mai obosită sunt acum, că m-am trezit atât de devreme. Dă dovadă de profesionalism și nu sunt singura care spune asta. Eu fac teren, mă întâlnesc cu foarte mulți oameni, uneori mai mulți decât reușesc să treacă pe la Hunedoara 1 TV, prin platou, prin redacție, pentru că Petronela, pe lângă emisiunile pe care le știți cu toții, Hunedoara în direct, pe care le adorăm într-un fel, pentru că de acolo obținem întotdeauna informații corecte, și aici insist pe idee, și o să povestim de ce spune asta, de ce corecte, pentru că Petronela nu face rabat de la a pune uneori întrebările acelea incomode, nu dă niciodată întrebările și nu există cale de mijloc, să spunem așa. Poate că uneori e mai blândă, asta e cu totul altceva, dar profesionalismul acestui om, acestui jurnalist a județului Hunedoara, e un lucru pe care pe mine personal m-a impresionat cu mult înainte să devenim colege, și am emoții, uite, se face pirea de găină pe mine, pentru că mi-aduc aminte... Mă simt ca la surprize, apare cineva pe ușă, ce se întâmplă? Nu apare nimeni pe ușă, noi am mai povestit, eu sunt așa mai directă de felul meu, cei care mă cunosc, îl văd și pe Gheorghe Lăscoiu că se uită la emisiune. Salutăm! Tanti Maria Hinț, bună dimineața, o zi frumoasă să aveți, mulțumim, Tanti Maria. Știm că e unul dintre telespectatorii noștri fideli, e bunica Bianca. Fidea, da. Mulțumesc, supă de pui. Dragii mei, am cunoscut-o pe Petronela imediat după ce am venit în cuvântul presă, jurnalist. Mi-a spus cineva, facem o paranteză, mi-a spus cineva zilele trecute, păi și ce, tu ești jurnalist? Corect, nu sunt. De ce dar... mai? Pentru că lucrezi de atât de mult timp totuși în presa hunedoreană, așa că... Da, dar spre deosebire de oamenii de valoare ai presei, ai județului, uite, Lăscoiu ne salută, bună dimineața! Bună dimineața! Spre deosebire de mulți dintre noi care probabil avem un dar nativ, facem presă după ureche, tu ești unul din jurnaliștii județului Hunedoara care nu dai 2 lei, dai mai mult de 2 lei, că nu mai dăm 2 lei pe școală,
Da, tu ai dat mai mult de 2 lei pe școală. Și de câte ori te aud vorbind și povestim de foarte multe ori, îi spui, eu am învățat în facultate. Dar asta e mare lucru. Nu prea mai auzim. Nici la capetele luminate ale politicii românești. Eu nu e gratuită. Acolo vorbim de doctorate, acolo vorbim de un alt nivel. Doamna Ioana, nu? Doamna Petronela, nu ține. Eu n-am auzit mulți politicieni, nu spun specialiști, mai una e alta, e alta, și avem să aici un șeful. Da, șeful. Eu n-am auzit mulți politicieni să spună în anii ăștia am învățat în facultate. Sunt vreo 2-3, dar tare puțini. Nu puțini, puțini. Puțini, puțini, frate. Și nu mă județi. Dar la tine e... Tu te-ai ancorat în ce ai învățat acolo în școala aia. Am, probabil că am plecat și de acasă cu această idee, pentru că întotdeauna mi s-a spus tu trebuie să înveți, treaba ta este să înveți, nu ai altceva de făcut la vârsta aceasta, și aici vorbim de clasele primare, gimnaziale, liceu, ulterior facultate. Drept dovadă, nici pe timpul facultății nu am lucrat, tocmai pentru a-mi canaliza toată atenția și tot ceea ce îmi doream să fac pentru a studia, pentru a învăța, pentru a fi mai bună. Acum, dacă am și reușit sau nu acest lucru, rămâne de văzut, pentru că da, lucrez de vreo, cred că vreo 15 ani în presa hunedoreană. Am început cu presa scrisă, deși în facultate am făcut și radio, și presă scrisă, și televiziune. Am început așa treptat, pot spune, cu presa scrisă. Mi-a plăcut foarte mult. Am avut sau a fost așa un impact destul de mare atunci când am terminat facultatea. Imediat m-am și angajat în presa scrisă, la un ziar din Deva. Doar că impactul a fost unul foarte mare și probabil că, la fel ca în multe alte domenii de activitate, ceea ce înveți în facultate uneori nu se prea aplică. Atunci când te izbește realitatea, îți dai seama că lucrurile nu stau chiar atât de, să zic, la fel cu ceea ce înveți. Da, te ajută foarte mult și orice înveți, orice carte pe care o citești, orice informație care ajunge la tine este extrem de benefică și te va ajuta cu siguranță în viață. Dar lucrurile nu au fost așa cum mi-am imaginat eu atunci când am absolvit facultatea de jurnalism. Mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut de când mă știu să citesc, deși părinții mei au fost așa, au avut inclinații mai mult pe partea reală. Eu și sora mea n-am avut absolut nimic de a face cu fizică, chimie, matematică. Nu au fost punctele noastre forte, ca să spun așa. Și atunci cititul, tot ceea ce ține de partea aceasta, de latura umană, a fost pentru noi așa, o competiție, pot spune, pentru că ea citea, citeam și eu, citeau și părinții mei, bineînțeles, și atunci a fost așa o atracție, o dragoste la prima vedere, pot spune lucrul acesta. Sunt multe provocările acestei profesii, pot spune, în fiecare zi ne lovim de alte și alte subiecte și provocări pentru fiecare dintre noi. Ideea este că trebuie să învățăm cum să le facem față, cum să le ținem piept tuturor acestora, și nu este ușor, deși pare. Ce facem? Tu ce faci? Stai aici pe un fotoliu, vorbești, ce, mă, nu e nimic complicat. Doar că puțin știu ce se întâmplă în spate și cât de multă muncă este, și trebuie să cunoști foarte multe domenii. Sunt tineri din zilele noastre care spun de ce trebuie să învăț atât, la ce mă ajută materia cu tare, la ce mă ajută să citesc. Ei, eu aș spune că te ajută foarte mult. Inclusiv pentru a discerne cumva atunci când vine vorba despre anumite informații pe care televiziunile, indiferent că vorbim de România sau la nivel global, informațiile pe care ei aceste televiziuni le furnizează, uneori nu pot, nu, sau nu tot timpul reflectă realitatea. E bine, tot acest bagaj de cunoștințe pe care îl acumulăm de-a lungul vieții ne ajută la un moment dat,
deși nu ne dăm seama, cum spuneam, poate la 15, la 20 de ani nu realizăm de ce trebuie să citesc Moara cu noroc, că tot a fost acum, este de actualitate, pentru că nu mă ajută cu absolut nimic. De ce trebuie să citesc, nu știu, Shakespeare, spre exemplu, deși poate pentru unii este o lectură foarte, foarte grea. Toate acestea ne vor ajuta la un moment dat în viață, pentru că și presa, jurnalismul, poate fi o unealtă a răului. Corect. Dar poate amplifica și binele. Depinde și de fiecare jurnalist în parte ceea ce vrea să transmită, dar mai depinde și de cel care citește acel articol, cel care urmărește acea știre la televiziune sau ascultă o știre la radio. Și atunci revin. Da, este foarte important să ne formăm ca oameni, chiar dacă poate nu provenim sau unii nu provin dintr-o familie cu, să spunem, capacități intelectuale spectaculoase. Nici nu e nevoie de lucrul acesta. Și nu știu dacă trebuie să fim neapărat întotdeauna în competiție cu celălalt. Eu nu vreau să fiu în competiție cu tine, sunt în competiție cu mine. Nu trebuie să-ți dovedesc ție ceva, ci trebuie să-mi dovedesc mie că pot mai mult. Și lucrul acesta cred că ar trebui să fie bine împământenit așa în mintea tinerilor. Hai să încerc să fac și altfel lucrurile. Hai să văd dacă se pot face și altfel lucrurile. Eu cred că nu doar în mintea tinerilor, pentru că eu n-am fost din punct de vedere CNP la prima tinerețe, când am venit în presă, să fim serioși. Mă raportam acum la tineri pentru că e și perioada aceasta examenelor, da, examenelor. Și cu siguranță mulți dintre ei nu știu pe ce cale să o apuce, dacă își doresc să mai urmeze vreo facultate sau unii dintre ei se gândesc direct să plece în străinătate, să muncească, pentru că banul acesta ne cam fură mințile, dacă pot spune așa. Am vorbit despre facultatea de jurnalism, n-am întrebat-o, deși știu, aș vrea să știe și telespectatorii, ai terminat facultatea la Sibiu. Acum, exact despre ce vorbeam. De ce să te întorci acasă în județul Hunedoara? Ai terminat facultatea acolo, puteai să-ți cauți un job acolo. Mai am o prietenă, de exemplu, care face, în momentul ăsta termină facultatea de jurnalism, dar la Cluj, cu toții visăm la un moment dat să rămânem într-un oraș mai mare, ni se pare că e mai ușor, că avem mai multă deschidere, mai multe oportunități. Tu nu ai rămas la Sibiu, deși era la vremea când tu ai terminat facultatea, Sibiu începea să renască, era de-a dreptul un vis pentru mulți dintre noi să ajungem să locuim la Sibiu. Și aproape de casă, pentru că e chiar și fără autostradă, era aproape de casă. De ce te-ai întors? În vremea aceea, într-adevăr, nu exista autostradă. Îmi amintesc exact. Drumurile care erau uneori interminabile. Se și lucra la drum. Da, da. Se și lucra, am făcut eu o socoteală. Foarte multe rute de când ocolitoare, făceai o veșnicie de la Sibiu la Deva. A fost anii aceia când am făcut eu socoteala cam în ce an a terminat Petronela. Și mulțumesc, pentru că eu n-aș putea să-ți spun, aici am o problemă, anii... E bun. Cam complicat să-i țin minte. Dar totuși, de ce ai ales să te întorci în județul Hunedoara? Sora mea lucra la acea vreme deja în presa scrisă, era cuvântul liber, încă mai era cuvântul liber la acea vreme. Șeful ei, Ștefan Ciocan, care nu mai este printre noi, din păcate, a fost cel care, înainte să termin facultatea, a venit într-o vară, primăvară, cred că la Sibiu, în vizită cu sora mea și mi-a spus: de mâine, te rog frumos, vii, vreau să lucrez pentru noi, uite ce propunere am pentru tine. Am refuzat, bineînțeles, pentru că eu știam una și bună, trebuie să-mi termin studiile, nu lucrez în perioada aceasta, deci nu este neapărat indicat poate să faci asta, dar asta a fost alegerea mea la vremea respectivă și m-a încurajat cumva entuziasmul lui de la acea vreme. Tu poți, vei fi un jurnalist bun, hai, încearcă, hai. Și într-adevăr, după ce am absolvit facultatea, asta s-a întâmplat. În
cred că la o săptămână, două, pentru că am spus am nevoie de o pauză, după care cu siguranță voi veni și îmi voi începe dacă voi fi capabilă. Aveam, bineînțeles, dubii în ceea ce privește capacitatea mea de a putea să lucrez în presă, pentru că la vremea aceea presa, jurnalismul, parcă era văzut puțin altfel. Adică cu mai mult bun. Cu mai mult respect. Exact. Aud asta de la toți colegii mei din presă, care sunt mai născuți mai de demult, ca să nu spun altfel, așa am învățat la Vața, să știi, de la un spectator la Vața. Da, majoritatea colegilor din presă pe care i-am cunoscut, Laura Oană a fost în vacanță, Camelea Cotoară, Sorin Blada, Sorina Popa, cu toții îmi spun că cu, și poate nu mi-am amintit pe toți, mai sunteți și sunteți foarte, foarte dragi și aproape de suflet, pentru că chiar dacă n-am lucrat niciodată în același trust, m-au ajutat foarte mult și m-au ghidat, așa cum a ghidat și Petronela când nu lucram în același trust. Hai, amintirile mele din lanul de cucuruz, cum se zice la noi. Da, mai da, ții minte? Exact. Deci, într-adevăr, ne-am nimerit la un moment dat pe teren, așa, cred că la recoltă de porumb sau nu mai știu ce era atunci, și știu că ne-am fotografiat, atunci ne-am făcut o ședință foto. Pe cinste în porumb. Da, e. Asta face terenul. Unește, indiferent de trustul de care aparținem, indiferent la ce ziar, radio, televiziune lucrăm, nu e neapărat o competiție așa acerbă între noi. Voi vorbiți așa pe la spatele da, meu, soare, Rosi, tot în soare, tot în soare și în ploaie stăm împreună, pentru că are dreptate Rosi, pe teren, ceea ce nu știu telespectatorii, acolo ne coacem de cald, așa cum se coace și Rosi, pentru că fără un operator care nu, în cazul televiziunilor, nu putem face nimic, Rosi e mai mereu cu noi. Un operator mereu pe fază, aș da, spune eu. Da, da, și el vine din, din altă epocă, cum să spunem așa. Am prins împreună avea, acea epocă, dacă ne aducem aminte, Rosi, la o altă televiziune care nu mai este acum. Era puțin altfel respectată față de, de cum eu aș mă refer la oamenii de pe stradă. Nu e chiar așa, înclin să contrazic. Vasilica Mocan spune bună dimineața, Ioan Grosu spune bună dimineața, Edi Hinț ne spune bună dimineața, bună dimineața, Edi, în curând spunem și noi. Facem o tocăniță aici la Dale Dimineții. Sper să fiu invitată și atunci, dar poate o înregistrăm emisiunea aceea să nu mă mai trezesc atât de devreme. Tiberiu Claudiu Barstan ne spune bună dimineața. Bună dimineața, le spunem și noi. Mulți telespectatori se trezesc. Să știi că, spre deosebire, și sunt mulți care se uită pe televizor, pentru că vreau să amintesc faptul că noi nu emitem doar online, emitem în direct pe YouTube și pe Facebook, dar suntem acasă pe televizoare. Am foarte mulți telespectatori care nu-i văd online aici. De ce râzi, Rosi, că am arătat către televizor? Și mă uit în televizor că e mâna lui Rosi care dă la o parte crengile. Da, exact aia era ideea, pentru că eu văd în televizorul de control. Practic, imaginile pe care le vedem aici înseamnă relaxarea multora dintre noi, pentru că atunci când nu mai suntem exact. În platou, nu mai suntem pe teren, cred că aproape toți din redacția Hunedoara 1 TV fugim în natură. Aici este dovada clară. Rosi este vinovat pentru imaginile acestea. În puținul timp liber pe care l-a avut recent, așa, după campania electorală, nu, Rosi? Asta înseamnă echipă, dragii mei, asta vreau. Mi-a văzut cum mi-a luat, s-a prins imediat ce vreau să spun. Mulțumesc, doamna Petronela. Da, asta înseamnă să fie echipă. Asta înseamnă să te aduni și să te susții și asta înseamnă să știi, să iei cuvântul și să duci mai departe. Eu fac teren de foarte multe ori și aduc materiale.
La început exista acea discuție, să spunem ce materiale aducem de pe teren. Și nu mai e cazul, pentru că și Petronela și Nicol, în momentul în care ajung cu materialele de pe teren, de foarte mult timp nu a mai dat acea dare de seamă, acea descriere de ce, când, unde și lista întrebărilor continuă. Dar de cele mai multe ori știm și ce vor să spună cei pe care îi intervievezi. După atâta timp le cunoaștem parcă și discursurile și atunci vine așa destul de ușor. Ușor, după, repet, foarte mulți ani de tras pentru a ajunge în Eu sunt norocoasă, eu nu am muncit atât de mult în anii tinereții pentru această meserie, așa cum am muncit Petronela. Aduc întotdeauna respectul acestor oameni care au la bază acea școală, mi-aș fi dorit. Nu e târziu. Da, niciodată nu e târziu. Aici sunt de acord cu tine să fac și o școală în sensul ăsta, dar e adevărat, nu, eu nu te contrazic, eu am renunțat de mult să o mai contrazic, dragii mei, pentru că știe ea ce știe. Și școala se face oriunde, pentru că auzim de foarte multe ori, nu mă duc la facultatea cu tare, nu se face școală, bă, se face și la, nu știu, corect, la Boșorod, dacă vrei să mergi acolo, vei face școală dacă tu asta îți dorești să faci. Așa se întâmplă și în cazul facultăților și în cazul doctoratului și așa mai departe. Poți să faci oriunde tot ceea ce tu îți dorești. Mă refer aici la a studia și profesional, bineînțeles. Important este să fii cel mai bun. Să fii cel mai bun, da, să fii cel mai bun în competiție cu tine, exact cum ai spus. Să nu fii în competiție cu altcineva și să nu copii pe altcineva. Eu n-am copiat-o niciodată pe Petronela, nu am încercat să copii pe Corina, care o salutăm, și o iubim. Corineața perfectă va rămâne probabil matinalul care pentru mine rămâne la suflet, pentru că mă trezeam în acea perioadă, de-abia apucam să o văd pe micile ecrane dimineața. Bine, ea are o energie specială care ne punea dimineața în mișcare. E amintită și reamintită după atâția ani de zile, foarte mulți telespectatori îmi povestesc despre emisiunile Corineața Perfectă. Avem aici pe Stroișteanu Anca Cornelia și, nu știu, Stroișteanu de la Brad. A fost invitată într-o emisiune de mărțișor la noi, o salutăm, face lucru manual superb. Poate mai avem ocazia să ne întâlnim cu domnia sa. Liliana Waltler, Liliana, te salut! De curând ne-am regăsit pe Facebook. E o persoană dragă mie, de undeva din trecutul meu, copilăria mea, să spunem așa, nu chiar copilăria, a doua copilărie, am venit în județul, târzie, nu? Da, din familia fostului meu soț. O salut pe Lili, m-a găsit pe Facebook, îmi scrie și îți mulțumesc pentru toate mesajele frumoase pe care mi le trimiți dimineața, seara, în timpul zilei. Știi că face mult, știi când primești așa. Uite, îl văd și pe domnul Fabio Schiseli, unul dintre politicienii care spuneam învățat la facultate. Și acum parcă îl aud pe domnul Chiseli spunând nu politician. Da. Nu, da. Domnul Chiseli. Bună dimineața, vă spunem dimineața. Și noi. Un om drag nouă. Da. Nu, să știți că timpul merge foarte repede înainte. Nu spun eu trece. Și eu știu de ce. Spun eu multe. E 7:30 deja? Deja. Asta mi-aduce aminte uneori la unele emisiuni, scuză-mă că ți-au vorba așa din zbor, mi-aduce aminte de unele emisiuni în care în care am anumiți invitați și timpul trece atât de greu, atât și atât de greu, mă uit la ceas așa din minut în minut în speranța că totuși au trecut vreo 10, dar nu se întâmplă asta, iată că astăzi timpul a zburat. Acum în emisiunea asta nu știm care e invitatul și care e moderatorul.
Revenim. Rezolvați enigma, lăsăm pe mâna dumneavoastră. Și nu mă supăr dacă spuneți că Petronela a condus matinalul, poate vine mai des. Eu aș face o rubrică, dar e foarte greu să o chinuim, pe să o trezim de dimineață, pentru că ea are directorile până după masa la ora 5. Funcționăm e pe alt fus orar. Și măcar o dată pe lună aș ruga-o să vină la dale dimineții, aș aduce-o la propriu cu patul aici. Rosi, schimbăm matinalul, punem la 9-10, se poate? Aici cred că trebuie să vorbim cu Corina, da. Seara, nu se știe, uite, poate facem o emisiune de seara, așa, că noi avem program de emisie și seara, măcar o dată pe săptămână. Deci de la o dată pe lună ai trecut o dată pe săptămână? Păi dacă o facem seara, o facem o dată pe săptămână. La matinal, acum eu știu bine ce spun și telespectatorii știu ce vreau să spun. De la matinal n-am cum, dragii mei, să o aduc nici cu patul o dată pe săptămână, dar poate o dată pe lună. Nu știu, n-am găsit încă cum să fac asta, dar eu încă încerc. Știți că eu renunț greu, sunt eu stresul. Bună, Ioana, Bogdan, Toma, Alina, știu, băieții de la Unedorenii, dar eu o dată pe an, zice Rosi, să mă mulțumesc. Dar dacă facem seara pe spațiu de emisie, o facem o dată pe săptămână, pentru că am avea ce să povestim foarte multe dincolo de platoul. Bună, cu vreo 5 minute te-am întrerupt, ai vrut să zici ceva, mai ții minte ce? mai ții minte că nu am vrut să spun cu altinte, dar mai am două subiecte, că suntem deja te-ai la... Te-ai și pregătit ceva? Da, înainte de emisiune am întrebat-o, ce povestim, Ioana? Despre ce discutăm? Vedem! Iată că acum îmi spune că deja are subiecte pregătite. Ai spus la începutul emisiunii, în momentul în care am pomenit ansamblul Hațegana, ai spus că, deși nu sunt bani, sunt bani. Noi două știm că sunt bani. Dar e mai ușor să spui, nu sunt bani, nu avem spații unde să se pregătească acești tineri și alegem calea mai ușoară, sau unii aleg calea mai ușoară, dar că nu e neapărat și cea spre succes. Și ne întoarcem la jurnalismul din zilele noastre, când oamenii poate nu sunt atât de, nu mai sunt atât de receptivi, pentru că și-au pierdut încrederea în foarte mulți din colegii noștri. Hai să spunem lucrurilor pe nume, nu avem altă variantă. Tu ca jurnalist, așa cum te-am cunoscut eu până să fim colege și pe urmă mi-ai demonstrat de foarte multe ori că parcă ai intrat în creierul meu și ai transpus în cuvinte care au ajuns la știri tot ce eu mi-am dorit să spun despre foarte mulți oameni care fac lucruri minunate, nu politicieni, nu vorbim de ei, vorbim de cealaltă categorie. Oamenii care fac, oamenii din învățământ, așa cum am fost la foarte multe, care nu sunt plătite. Cele mai multe dintre ele nu sunt plătite. Exact asta spuneam. Și vreau să mă întorc la sufletul tău, dincolo de jurnalism. Te-ai întors în județul Hunedoara pentru că, da, aveai, să spunem, o jumătate de pas făcut prin sora ta în lumea presei. Dar ai dovedit în toți acești ani și aș fi îndrăznit să caut, dar n-am făcut-o pentru că n-am putut să aleg. Deci n-am putut să aleg, crede-mă. De-a lungul anilor ai promovat oameni și lucruri și fapte și evenimente care n-ar fi ajuns niciodată în casele oamenilor, n-ar fi ajuns niciodată sub ochii sau în urechile spectatorilor și telespectatorilor. Și întrebarea mea, nu putem să alegem. Așa, care e subiectul roșie? Întrebarea roșie. Care e subiectul, care e subiectul cel mai de suflet pentru tine, jurnalistul, Petronela Tămaș?
La un moment dat, când lucram la televiziune, putem să-i spunem numele că nu mai există, nu? Da, da. Se poate. Hunedoara TV, Rosi știe, pentru că acolo am început cariera mea în televiziune. Am realizat la un moment dat emisiuni în care prezentam diferite cazuri ale unor copii cu boli foarte rare din județul Hunedoara. Am primit atunci sprijinul celor de la DSP, de la DGASPC, toți acei oameni care cunoșteau destul de bine aceste cazuri. Părinți care erau disperați, părinți care poate ajunseseră în acel punct în care nu mai vedeau luminița de la capătul tunelului. Aceasta a fost practic ideea de la care am pornit, pentru că sunt oameni care sunt cumva puși la zid de societate, pentru că acel copil are o problemă foarte gravă de sănătate. Și cred că acele emisiuni au fost cele mai de suflet pe care le-am avut, pentru că reușeam la acea vreme să aducem medici specialiști în emisiune, care să explice exact cu ce se confruntă acei oameni, medici care veneau și cu unele soluții, poate, și conexiunile acestea care se creează între medic, acele familii, medici care, să ne înțelegem, nu erau medici acelor copii, da. Doar că vreau să cred că am mai facilitat cumva legătura între acei părinți și anumiți specialiști din țară, poate, care au încercat cel puțin să facă mai mult pentru acei copii. Și cred că asta a fost cea mai de suflet, așa, parte a jurnalismului în acești ani ai mei. Deși acum realizez emisiuni pe politică, administrație, până la urmă asta e cotidianul nostru și trebuie să știm foarte bine cine, de ce, cum, de ce fac anumite lucruri, dar dincolo de toate aceste lucruri, cred că asta a fost cea mai de suflet parte a jurnalismului pentru mine. Facem o paranteză, continui cu întrebările roșii, dar spune doar în direct, spațiul tău de emisie, mulți dintre noi, eu nu fac parte din cadru. Consideră că sunt plictisitoare. Mie, eu le urmăresc cele mai multe și ți-am dovedit asta prin faptul că noi povestim. O mai ascultăm a doua zi să vedem dacă într-adevăr a urmărit sau nu. E atât de important ce se întâmplă în platou la Hunedoara în direct în acele ore între 16 și 17, pentru că de fapt invitații tăi spun exact ce noi ar trebui să știm ca și cetățeni. Dacă cetățenii de rând de pe stradă ar da importanță puțin mai mare la ce vorbesc acei oameni, nu ar rămâne surprinși a doua zi când intră într-o instituție. Pentru că cei care vin tocmai în sprijinul nostru, a cetățenilor. Petronela pune întrebările corect, omul poate să înțeleagă ce urmează să îi se întâmple a doua zi. Nu să afli când deschizi ușa instituției, știți, doar online putem face programare, ghișeul s-a mutat, în perioada următoare vom avea programul, se va schimba legea pensiilor. Noi nu mai dăm importanță din oboseală, din diferite motive, dar la tine, în spațiul tău de emisie, e valoare și comoară în ideea că omul ar putea, dacă ar da importanța necesară acelor emisiuni, oamenii și-ar face viața lor mai ușoară. Oamenii nu mai au răbdare, oamenii și pe bună dreptate, pentru că nici noi de multe ori nu mai avem răbdare. Oamenii se gândesc atunci când își deschid portofelul că mai au 50 de lei poate pentru încă o săptămână până în ziua de salariu sau de pensie. Oamenii, da, vorbim acum de o majorare a salariilor, salariului mediu, minim în România, de la 3300, cred că la 3700,
dar în egală măsură vorbim despre scumpiri ale carburanților. Bun, acum unii vor spune că nu toți au mașini, nu ne interesează neapărat, doar că pâinea care ajunge la buticul din satul X ajunge cu o mașină. Alimentele și transportul din punctul X în punctul Y înseamnă carburant, înseamnă prețuri majorate, care se reflectă în prețul pâinii, în prețul salamului, în prețul tuturor alimentelor și tuturor serviciilor pe care noi le avem. Da? Venim acum și spunem, nu noi, cei mai luminați. Am învățat în facultate. Exact. Că și gazul, curentul, au crescut așa ușor, ușor prețurile pentru aceste servicii. Și atunci omul mai are răbdare să se uite la primarul cutare sau la un reprezentant al unei instituții care vin și spun ce bine ne este, uite, economia din România duduie, avem, facem, nu mai prea au răbdare. Dar la Hunedoara în direct nu se întâmplă asta. Asta încerc să le spun. Să încercăm să facem diferența. General, pentru că la Hunedoara în direct cu Petronela Tămaș nu se întâmplă asta. Tocmai asta e ideea. Ne-am obișnuit să generalizăm, dragii mei, și dacă un post de televiziune de la Canalul Național ne-a mințit și ieri și alaltă ieri și ne... Și mai vrem, da, să fim mințiți și mâine și voi mâine. Eu nu-i fac reclamă pe tânărele că nu mai e nevoie, dar faptul că urmărim eu pe mine personal când mi-am schimbat permisul, să știi că pe mine m-a ajutat o emisiune, am știut exact, pentru că la vremea respectivă am urmărit emisiunea Petronelei. Odată, doi la mână. Nu e doar administrație și politică. Acolo la emisiune găsim tot felul de informații unde să ne petrecem un weekend, pentru că primarii pe care tu îi chemi vorbesc despre lucrurile și câte un lucrurile frumoase. Corect. Altfel. Atunci când ai invitați de la Șuvița, a mea Petro, sau al Petro, Șuvița, al Petro, ca de obicei, Șuvița, Șuvița, da. Stânga-dreapta. Atunci când ai invitați, precum domnul manager de la Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara, și nu întâmplător o spun, l-am văzut pe domnul Bădin Ion, pe domnul vicepreședinte, să uite la emisiune și îl salutăm. Aflăm apropo de domnul Bădin, astăzi m-am uitat puțin înainte de emisiune pe rețelele acestea de socializare și am googlit un pic, nu? Zic bine că tu googlit, ești cu googlit. Da? Am googlit, googlit. Și am văzut că astăzi 2 iulie, de fapt în 1994, cu prilejul aniversării a 70 de ani de la înființare, Asociația Internațională a Presei Sportive a decis că în ziua de 2 iulie a fiecărui an să fie marcată Ziua Internațională a Ziaristului Sportiv. Acum mi-am amintit că l-ai pomenit pe domnul Bădin, care a fost jurnalist sportiv, așadar le spune și noi la mulți ani tuturor colegilor care au îmbrățișat, să spunem așa, latura aceasta a jurnalismului, care nu este deloc ușoară, nici aceasta. Și mi spune Rosi în cască, asta înseamnă să ai echipă, joi Supercupa, dacă tot l-am amintit pe domnul Ion Bădin, Sergiu Stănescu și de pe un cont și de pe celălalt de la librărie ne salută. Îl salutăm și noi. Ne și imaginăm cam pe unde este la ora aceasta, da, că ne-a spus nouă la un moment dat de unde ne urmărește. Îl salutăm. Carmen Puiu de la Hunedoara, prietena noastră de la Casa de Cultură din Hunedoara, ne spune bună dimineața și noi o salutăm. Mai avem 5 minute, nu, Rosi? O dăm în fotbal atunci? Nu o dăm în fotbal. Rosi, ce să facem cu Ioana, că nu vrea să vorbim despre fotbal? Leeds, ne spune Sergiu, pentru că e plecat cu Lavinia în Anglia să-și... am crezut că v-ați întors, n-am ținut eu, sigur, socoteala, dar sunt plecați în Anglia. Îi salutăm, vă dorim salutat. La cum e vremea și la noi, putem spune că și noi suntem în Anglia. Ne topim de cal. Pe când ați plecat voi câteva zile să fugiți de căldură, să știți că s-a mai răcorit și la noi. Mai avem 5 minute de emisiune. Nu vreau de seară să... la ora 19, România, Olanda, da, Rosi? Nu greșesc.
Vezi, am dat un... Ce zici, luăm bătaie sau... De seară? Ce zice Rosi? Că se joacă. Se joacă, deci se joacă. Se joacă, zice Rosi, pentru că olandezii nu mai sunt portocala țările mecanică. Ieri dimineață când am venit. Și FCSB, asta am auzit, tu crezi că i-au zis mai bine în Germania, da. Păi, ieri dimineață toți trei pe mașină până la redacție, Rosi și Nicol, făceau rezumatul meciurilor. Olanda nu e ceea ce a fost, fost arbitru. Arbitru la discuția da, aceasta, nu? Da, portocala mecanică și ai s-a revoltat Nicol din dreapta. Nu mai e Olanda ce a fost. Păi nu prea mai e la fotbal, cel puțin. Iar la Supercupă făcurăm noi socoteala și de la FCSB mulți Coman și încă Olaru sunt la echipa națională, deci avem șansă. Mă simt ca la teatru cu suflări aici, da, cu roții așa lângă și noi. Suntem. Asta e diferența între emisiunea... de la Hunedoara în direct și de la matinal, pentru că eu noi încercăm suflor. Să... Da, tu nu ai suflor, nici ai nevoie. Eu am nevoie de suflor. Daniela Branea se uită la noi, o salutăm, mama lui Dani dimineața. Branea, care nu mai e fotbalist, a trecut în rândul celor care poartă uniforma, așa cum o poartă prietenul tău, invitat de ieri, Bogdan Nițu, purtător de cuvânt de la... poliția noastră. Mă gândeam acum care dintre uniforme, deja mi s-au dus așa gândurile, dar da, într-adevăr. Câte minute mai avem, Rosica? 4 minute. 4, poate ne mai dă unul de la el. Am sărit peste vorba, o întrebare. Am sărit, o să revii la întrebare imediat. Spuneai că ce facem, batem, pierdem de seară. Eu cred că important este să jucăm. La fel cum și pentru Corvinul Hunedoara, pentru că dacă pierd un meci sau poate nu reușesc să obțină scorul pe care ei își doresc, automat o parte dintre suporteri, să le spunem suporteri, oare celor care îi blamează dacă pierd un meci, fani, nu știu cum să le... O parte dintre spectatori, să spunem, automat vin cu tot felul de injurii, cu o răutate așa gratuită. Cred că puțin dintre noi am putea să facem ceea ce fac acei oameni în teren sau ceea ce fac acei oameni care au ajuns să fie într-un ansamblu profesionist, ansamblu folcloric, cei care ajung să joace într-o piesă de teatru pe o scenă renumită și așa mai departe și... Cred că e important să susținem acești oameni, indiferent de domeniul lor de activitate și indiferent dacă reușesc să ne facă așa fericiți de fiecare dată sau nu. Trebuie să-i susținem, la fel cum facem și cu un copil care face primii pași, poate. Nu? Îl susținem, îi spune, hai că poți, hai că poți. Păi, hai să continuăm și când are 20 de ani, nu? Cu aceeași susținere, hai că poți. Și foarte multe... încă este, scrie Daniela, deci încă mai joacă fotbal. Foarte bine. Foarte bine. Daniel e unul dintre copiii care m-a impresionat foarte mult. Îl cunosc, Daniela mi-a fost colegă de facultate, iar Daniel e unul dintre copiii care m-a impresionat pentru că el a reușit să îmbine școala cu sportul foarte bine. Acest tânăr, îi spuneam copil, al meu copil, astăzi ne oprește pe necele permisul patala mama. Acest tânăr a făcut diferența între școală și acest hobby, sportul, să spunem, fotbalul. Și încă o dovadă că nu trebuie să renunți la partea aceasta de a învăța în permanență. Dani m-a impresionat de-a lungul anilor. A avut și susținerea familiei și a lui Dana, n-are rost, jos pălăria, dar și a bunicilor, îi salut, și al unchiului și al Silviei, mătușa pe care noi o cunoaștem. Urmează întrebarea, familia, o ultimă spate. Întrebare să înțeleg, da? Că nu o să ne certă Rosi imediat. Da, era întrebarea aia, am vrut să o pun, campania 2024, trecem peste ea. Agricolă sau? Asta cu plugarii, cum zice vecinul. Electorală. Da, cu plugarii, nu, trecem peste ea, aș fi vrut să-ți aud părerea, pentru că ai câțiva ani buni de jurnalism și ai prins foarte multe campanii.
dar promit să alocăm, cumva o să o mai aduc, chiar dacă o fac înregistrată, să discutăm despre campania electorală. Nimic nu e întâmplător, eu zic că nu există, eu cred că nu există nimic întâmplător în viață, deci am sărit peste subiect, pentru că probabil o să facem așa, sper eu. Ce s-a promis, ce s-a făcut și o mai lăsăm puțin, să vedem care e mersul. Știți că mai urmează, mai avem trei. Oare mai vine cineva asta la emisiune dacă facem chestia asta? Ce s-a promis, ce s-a făcut? Da, mai vor veni, curaj, mai sunt, mai sunt. Dar în județul Hunedoara mai avem curajoși, mai sunt. Mai tot respectul, Daniela zice, vă pup pentru domnul europarlamentar Winkler, de exemplu. Noi tot mereu spunem asta. Sunt, domnul Fabio Schisseli, jos pălăria pentru oameni care știu. Și mai sunt, mai sunt. Am putea face o emisiune numărând oameni de valoare. Ne mai dă 5 minute, că au zis că te-am trezit de vreme și să nu rămâne. Măcar să mă țineți aici acum, nu? Dacă tot m-ați trezit de vreme, o facem și pe aia de seară acum, emisiunea? Ai țipit? Doamna Petrănela, am o întrebare. Așa de la, tot timpul trebuie să avem întrebări. Dincolo de... Nu, cu Ioana nu. Asta nu mai gata, vorba lui Sorin Blada. Dacă întreabă Ioana, îl mai plecăm. O întrebare cu adevărat roșie. Pentru că dincolo de jurnalism, dincolo de faptul că suntem colege, dincolo de faptul că poate nu ți arăt în fiecare zi respectul pe care ți-l port din punct de vedere profesional, mai Rosi, fac eu. Mi-aduce un șervețel, că simt că urmează ceva așa? Lacrimogen. Am o întrebare așa pentru tine în fața telespectatorilor. Nu te-am întrebat niciodată la masa din redacție. Nu, și nu cunosc răspunsul. Unde e ancorată? Unde e ancorată locul, fapta, de unde și ia Petrănela Tămaș energia, puterea și tot binele la pe care îl aduce cu ea în fiecare zi, pentru că prietena mea, dincolo de orice, Petrănela Tămaș, omul pe care îl iubesc, aduce bine, foarte mult bine și foarte multă energie. De unde? Cred că este un mecanism pe care fiecare și-l creează în timp. Au fost și cred că fiecare dintre noi are cel puțin un moment în care spune nu mai pot, nu mai vreau, gata, mi-ajunge, închid, știți, ca la magazin, punem lacătul și fugim. În presă nu prea poți să faci chestia asta, nu poți atunci când ai o emisiune cu un politician, cu un primar, cu un director și așa mai departe, nu poți să pui lacătul chiar dacă poate nu te simți bine în ziua aceea, chiar dacă poate îți vine să plângi, poate îți vine să râzi, poate că mai sunt momente în care mai ai și crize de râs, să spunem așa, nu poți să faci lucrul acesta și cred că e munca câtorva ani, pentru că lucrezi cu tine în primul rând, să fii poate și cum oamenii își doresc, în acele 40 de minute, 50 de minute, omul nu trebuie să știe că tu ai o problemă, nu trebuie să știe că poate ai o mare bucurie pe care nu poți să o împărtășești cu cei dragi în acel moment, pentru că te cheamă datoria, vorba aceea, și nu știu de unde mi-au sens. Cred că e așa, un cumul de sentimente pe care le înveți să le gestionezi în timp. Dar familia este foarte importantă, evident, plecând de la părinți, frați, cumnați, soți și așa mai departe. Și mai apoi cred că tu, cum reușești tu să te construiești în timp pentru a putea să-ți gestionezi toate emoțiile și ca și la un funcționar public. Eu nu mă duc să-mi plătesc taxele dorind să văd un om care este încruntat, care mă tratează cu spatele sau cu un dezinteres total. Nu, vreau să văd un om care poate îmi zâmbește, un om care să se bucure că merge la acel loc de muncă. Dacă nu,
reorientare profesională, cum ar spune doamna Tomuța, nu de la JOFM. Există întotdeauna soluții să îți găsești un alt job și să fii altfel, să fii bun acolo unde probabil că ar trebui să fii. S-a terminat emisiunea, ne-a spus Rosin Cască, dar... Nu mai suntem pe micile ecrane, Rosin, deja ne-ai tăiat, a? Suntem, dar e gata spațiul de emisie. În două secunde, o să-mi spui un loc, un loc pe pământul ăsta care te încarcă de energie, unde atunci când ești obosită, chiar dacă nu ajungi fizic, te duci mental cu gândul. Există. Ai văzut loc? Mai devreme imaginile pe care ni le-a pus Rosi, nu? Pe ecranul acesta. Dacă am o apă curgătoare, o pădure, să nu spun locul verdeață, că mai avem până acolo. Agea în Devanou. Da, exact, în Devanou, pe care o vedem în fiecare zi aici. Natura. Asta e sursa de energie și cred că ar trebui să fie a fiecăruia dintre noi. Că ne oferă tot, chiar mai mult. Numai mai trebuie să deschidem și ochii să vedem. Îți mulțumesc tare mult pentru invitație. Eu îți mulțumesc pentru efortul pe care l-ai făcut să te trezești la ora 5 și să vii cu noi, cu mine și cu Rosi aici la Dale Dimineții. Să știi că emisiunea a fost dorită foarte tare din sufletul meu. Dar acum dau din casă, da, o să-i spun. Nu promit că nu-i spun cine. Dar au fost câțiva, nu chiar, nu doar unul, mai multe persoane care mi-au scris, dar pe Petronela de ce nu o chem niciodată? Adică exista aia, știi? Adică ce ai cu Petronela? Nu am nimic cu Petronela, am chemat-o din prima săptămână de când fac matinal. Guilty. Și da. Recunosc. Și e o plăcere să o ai alături. Eu, din păcate, pentru dumneavoastră, din fericire pentru mine, eu o am alături în fiecare zi și mă încarc din energia acestui om minunat și să știți că o iubesc foarte mult, așa cum vă iubesc pe dumneavoastră. Deci nu suntem la surprize, surprize, suntem la din dragoste. La din dragoste. Tot din dragoste, mâine dimineață alături de mine va veni unul dintre profesorii acestui județ, un om care a creat și creează în continuare talente și știu ce vorbesc, o să vedeți dimineață, nu că e instruiește, că alea, știți, îi creează, o să vedeți despre ce este vorba. Domnul profesor Ionel Coza va veni mâine dimineață aici alături de noi la Dale Dimineții să ne împărtășească din experiența domniei sale de viață. Ce înseamnă să fii profesor și ce înseamnă să găsești un firav talent pe care să-l transformi într-un om care ajunge undeva pe scenele foarte mari ale lumii. Pentru că acest om, într-adevăr, a pus județul Hunedoara cumva pe harta lumii, nu doar pe harta țării, pe harta lumii. Și o să vedem mâine dimineață despre ce este vorba. Până mâine dimineață, noi rămânem ancorați în binele nostru. Rămânem ancorați în ceea ce avem în suflete, în binele nostru, în dragostea noastră. Și eu sunt convinsă că dacă v-ați uitat la Dale Dimineații, înseamnă că aveți suflet bun, că sunteți buni la suflet, că iubiți, că sunteți așa plin de bine în suflete și că aveți să puteți să dăruiți. Și eu nu pot decât să vă rog că până mâine dimineață, când îmi dăruiți din nou mie dragostea, să o dăruiți celor de lângă dumneavoastră și să le zâmbiți larg celor pe care astăzi îi întâlniți. Până mâine dimineață, eu o să spun doar simplu. Vă iubesc!